Salutare tuturor! Astăzi o să fie o zi plină pentru mine. Deja a început de dimineață. Așa că dacă vreți să vedeți și voi unde o să mergem cu tractorașul și cu noua remorcă, vă invit să vă abonați canalului de YouTube, să activați și clopoțelul de notificări, în așa fel încât o să primiți de fiecare dată înștiințare când postez câte un clip nou. Iar dacă vă place clipul, nu uitați să apăsați și butonul de like, mă ajută foarte mult să creștem această comunitate. Toate părerile voastre le aștept în secțiunea de comentarii, așa că până una alta, haideți să dăm drumul la treabă.
și acasă cu ultimul transport. Haideți să filmăm, să vedem cum basculează. Eu și pe celelalte le-am basculat, dar n-am putut să mai filmez. Acum o să vă arăt. Pe remorcă am pus 3 metri steli. Frâna încă nu am rezolvat-o, încă nu i-am făcut. Sunt acolo saboții, dar nu i-am făcut încă mecanismul, așa că o să încerc să văd. Adică mulți mi-au spus că mi-e greu să o ridic. Într-adevăr, e puțin greu, dar în două persoane se ridică și se basculează cu greutatea asta, cu 2 tone. Sau mai mult, v-am zis. O să-i scot bolțul. Merge puțin mai greu, trebuie ridicat puțin. Și să văd dacă reușesc de unul singur. Deci merge destul de ușor și o persoană. Cam asta a fost.